Scuze, niște probleme tehnice, sper că de data aceasta sunetul să meargă mai bine. Aș vrea să am și o confirmare că sunetul merge mai bine, dacă se poate. Până atunci însă să vă prezint din nou invitații de astăzi. Doamna Emilia Arcan, candidatul Pro-România pentru Consiliul Județean Neamț și domnul Liviu Harbuz, candidatul Pro-România pentru Primăria Municipiului Piatra Neamț. Bună dimineața din nou! Ne cerem scuze, dar așa se întâmplă, asta e... Energie negativă. Probabil, probabil, din partea noastră, din partea noastră. La dumneavoastră, fiind pro, nu pot să fie decât pozitive. Da, aș dori să începem emisiunea pornind de la acea postare pe care o aminteam deja doctorul Liviu Harbuz pe Facebook, în care vorbea despre cetățeanul care i-a arătat cuponul de pensie și care spunea, după 40 și ceva de ani de muncă, am o pensie de 1063 de lei. Pornind de aici, să vorbim despre una din temele de campanie pe care le aveți dumneavoastră la Pro-România, rețeaua de încredere, și despre realitățile sociale în care trăim în acest moment și pe care probabil vă propuneți să le schimbați. Am să dau cuvântul Emiliei pentru că așa e politicos și am să intervin. Da. Bună dimineața și eu salut încă o dată telespectatorii dumneavoastră care sunt prezenți în această dimineață la cafeaua, la cafeaua noastră de la Mesagerul. Este adevărat că are dreptate, perfectă dreptate are cetățeanul despre care face vorbire doctorul Liviu Harbuz și aceste întrebări sunt nenumărate pentru că noi ne aflăm în campanie electorală. Această nemulțumire vine din partea mai multor persoane, nu numai de la o singură persoană. Am întâmpinat și eu pe parcursul acestor două săptămâni de campanie electorală în tot județul, pentru că fiind candidatul la președinția Consiliului Județean, am avut prilejul să merg în majoritatea comunelor din județul Neamț și am luat legătura unde am luat legătura cu cetățenii. Nemulțumirile sunt multiple, pornind de la pensii, de la salarii, de la începerea noului an școlar, de la sănătatea pe care ne oferă sistemul de sănătate din județul Neamț. Este adevărat că, așa după cum bine cunosc telespectatorii dumneavoastră, sunt senator în Parlamentul României, am susținut, am dezbătut și am aprobat legea pensiilor în Parlamentul României, atât la Cameră cât și la Senat, lege aprobată, adoptată în Parlament și trimisă la președintele României, la Klaus Iohannis, care a promulgat legea majorării punctului de pensie cu 40%, lege promulgată, trimisă către guvern, dar guvernul actual, guvernul Orban, împreună cu toată echipa, ignoră pensionarii din România. Acești oameni care au muncit o viață întreagă nu trebuie batjocoriți prin acest mod de a-i persecuta și a nu se face această operațiune. Este o lege aprobată, adoptată, promulgată și trebuie pusă în aplicare. Ce așteaptă guvernanții noștri? Ce așteaptă acești oameni care și-au dorit cu toată ardoarea să preia frâiele conducerii guvernului? Dar vă spun eu ce. Vă spun eu ce așteaptă și ce preocupări au acești oameni în acest moment. Au dorit cu orice preț să ajungă la guvernare. Iată că au ajuns. Au dorit cu orice preț să conducă guvernul. Iată că li s-a dat posibilitatea aceasta. Dar ei, acum, nu fac altceva decât și-au dorit cu orice preț să deschidă anul nou școlar și au dorit cu orice preț să facă campanie electorală și să se țină aceste alegeri. Alegerile, din punctul meu de vedere, trebuiau să se țină la timpul potrivit, la timpul stabilit din lege, în luna iunie. De ce au făcut acest lucru ei? Pentru că nu aveau toate lucrurile puse la punct și au dorit să se mai prelungească acest termen. Și mai pun o întrebare. De ce totuși nu s-au ținut alegerile în luna iunie,
în condițiile în care numărul îmbolnăviților erau de 150 de persoane pe zi și acum când numărul infectaților și a deceselor au ajuns destul de mare, de exemplu la îmbolnăviri sunt aproape 1500 de îmbolnăviri pe zi. Care este diferența? Care este logica? Care este punctul lor de vedere până la urmă? Cum vin ei în fața cetățenilor? În afară de faptul că îi vedem zilnic pe străzile orașelor și a județului, pe toate drumurile județului, făcând campanie electorală, ceea ce și-au dorit cu ardoare. Să facem alegeri, să lase guvernarea deoparte și să nu-i preocupe altceva decât să obțină cât mai multe voturi din funcția pe care o are fiecare în guvernul pe care îl conduce. În linii mari, acesta este obiectivul lor, însă îngrijorător este faptul că se începe noul an școlar. Aici este marea problemă. Alegerile locale s-au suprapus cu începerea noului an școlar, o problemă extrem de gravă, ceea ce ne îngrijorează pe noi toți, pornind de la părinți, elevi, cadre didactice și toți cei care sunt antrenați în acest proces de începere a noului an școlar. Aici este gravitatea pe care o parcurgem astăzi. Dar, încă o dată, nu interesează pe nimeni. Vedem zilnic inspectorul școlar de la Inspectoratul Școlar General din județul Neamț, făcând campanie pe toate străzile din municipiul Piatra Neamț, susținându-și candidații de la formațiunea politică pe care o reprezintă. Și asta este preocuparea. Au dat vina și grija pe umerii directorilor, pe umerii părinților, pe umerii copiilor și nici de cum pe ei nu interesează acest aspect. Da. Situațiile astea cu pensiile și filmulețul pe care l-ați văzut nu este o excepție. Am întâlnit nenumărate cazuri. Nu vin decât să demonstreze că în România încă avem nevoie și chiar multă nevoie de politici social-democrate. Pentru că, desigur, țara are nevoie de dezvoltare, avem nevoie de investiții, avem nevoie de proiecte mărețe. Desigur, ele sunt obligatorii pentru o economie sănătoasă și mai ales pentru o economie aflată în criză, așa cum este astăzi România și nu numai România. Vorbim de o criză la nivel european, vorbim de o criză la nivel mondial. Vorbesc despre politici social-democrate pentru că vorbind cu oamenii mi-am dat seama, vorbind și în aceste zile și înainte, știm bine, sunt persoane care trăiesc la limita subzistenței cu aceste pensii. Gândiți-vă ce poate face un om cu 1000 de lei pe lună, cu o pensie de 1000 de lei. Chiar l-am întrebat când ați fost ultima dată într-o vacanță și cu lacrimi în ochi mi-a răspuns acum 20 de ani. Asta e incredibil. Da, din păcate sunt foarte mulți, am întâlnit foarte mulți oameni. A fost singura persoană, practic, care a vrut să ne arate și cuponul de pensie. Pentru că știți cum e, tendința e să crezi că omul exagerează. Dar a demonstrat că nu exagerează și a asumat chiar și prezentarea acestei situații. Și cred că și acești oameni au nevoie de reprezentare la nivelul administrației publice locale, la nivelul administrației publice naționale, centrale. Cred că, de exemplu, zile trecute a fost doamna ministru a muncii, chiar în Piatra Neamț, și ne-a explicat despre indolența unor funcționari, chiar a echipei de management de la Casa de Pensii, că ar trebui făcut mai mult, că ar trebui să se ia măsuri, ca și cum doamna ministru nu ar avea în subordine această direcție, direcția de la Casa de Pensii. Vorbea așa ca și cum ar fi un observator, nu ca și cum oamenii aia sunt în directa subordine a dânsei. Revin, cred că avem nevoie de politici echilibrate. România trebuie să se echilibreze. Vedeți că asistăm în permanență la un ping-pong politic între cele două mari partide, PNL și PSD.
care au făcut din începerea școlii, din sistemul de educație din România, o temă de dezbatere politicianistă. Așa se întâmplă și cu sistemul de sănătate. Uitați-vă consecințele, uitați-vă la nivel local chiar ce a însemnat transformarea spitalului județean de urgență în spital suport COVID, fără argumente și fără o fundamentare reală. El pur și simplu a fost așa un joc politic în care brusc a trebuit transformat în spital suport COVID. Ca să nu mai vorbim despre ceea ce se întâmplă cu cei care suferă de alte patologii și pe care nimeni nu-i mai numără, cum spun eu, dar morții ceilalți sunt numărați de cineva. Dacă statisticile ar fi reale, ne-am dat seama că avem, așa cum spunem, victime colaterale acestei pandemii, adică cei care nu mor de COVID, dar mor de alte patologii. Aveam un sistem de sănătate fragil și nepregătit. Odată cu pandemia, practic am avut așa un șoc în momentul în care ne-am izbit de realități, dar se pare că nu dorim să învățăm nimic. În continuare, subiectele cele mai importante, începerea școlii și sistemul de sănătate, rămân la nivel de ping-pong politic și de ceartă politică, așa cum spuneam, între cele două partide. Din ce spuneați dumneavoastră și din ce am constatat, mie mi se pare că asistăm la o derobare a autorității centrale către cea locală. Atunci când această derobare este făcută cu scopul de a scăpa de o anumită răspundere, că în rest e invers. Bun, hai să spunem că trăim o situație specială cu această pandemie și că această derobare este o măsură în ideea de a face niște sistem de sănătate, de educație, să funcționeze mai bine. Dar gândiți-vă că România a lucrat, din punct de vedere guvernamental, în ultimii 30 de ani și numai printr-un stat centralizat, printr-o politică de stat centralizată. Oamenii nu sunt obișnuiți, și aici mă refer la cei din administrația locală, să ia pe proprii umeri răspunderea unor decizii. Pentru că românul, în general, are o problemă cu decizia, cu decizia asumată. Acum ne dăm seama de politicienii din administrația publică locală, ne dăm seama despre nivelul lor de responsabilitate, în foarte multe cazuri, desigur nu vreau să generalizez. Dar puterea deciziei este un act foarte important, mai ales în administrație. Până la urmă, vorbim de împingerea responsabilității la nivel local, care poate crea tulburări mari sau am văzut situații, chiar ieri am văzut o școală din județul Timiș, care nu are semnal nici pe telefonie, dar se încadra în zona roșie și erau obligați să facă școala online. Și m-a impresionat foarte mult directoarea școlii, care făcea niște fișe cu care mergea din casă în casă la fiecare copil. Deci suntem în secolul 21 și noi facem învățământul online cu un director de școală, cu profesori care merg din casă în casă. Nici pe vremea lui Creangă nu era așa. Da, corect, așa este. Domnul Liviu Harbuț vorbea despre asumare, care la nivelul autorităților, în general, lasă de dorit. Dumneavoastră, doamna Emilia Arcan, v-ați asumat o candidatură în Partidul Pro-România, cunoscând realitățile județului și pornind cu această candidatură de la aceste realități. Care sunt soluțiile cu care veniți dumneavoastră în această campanie în fața pietrenilor pentru a-i convinge și să vă dea votul? Trebuie să amintim telespectatorilor dumneavoastră că soluțiile cu care am venit în fața lor, în fața opiniei publice și în fața cetățenilor din județul Neamț sunt unele care se pretează electoratului și sunt unele care se pretează exact pe profilul pe care îl
are nevoie, de care are nevoie cetățeanul. Eu sunt familiarizată cu administrația din Consiliul Județean, pentru că pe parcursul mandatului din 2012 până în 2016 am cunoscut problemele cu care se confruntă județul Neamț, problemele cu care se confruntă Spitalul Județean de Urgență și nu în ultimul rând problemele pe care le avem și le cunoaștem din sistemul de învățământ. Pe lângă le-ați cunoscut, ca să spun așa, direct, că ați fost președinte al Consiliului Județean. Pentru că într-o perioadă scurtă am deținut și funcția de președinte al Consiliului Județean, dar 3 ani și jumătate am reprezentat Consiliul Județean prin funcția de vicepreședinte. Știm cu toții problemele cu care se confruntă, pentru că școlile sunt autorizate în mare parte, de 75%, 25% din școlile din județul Neamț nu au autorizație de funcționare. Știm foarte bine că nu s-a făcut nimic în acest sens, având în vedere că mai avem școli din județul Neamț care au toaletele în curtea școlii, mai avem școli care nu sunt dotate și să nu mai vorbim despre acest sistem online care se dorește a se face pentru deschiderea noului an școlar, cu o parte prin culorile astea pe care le-a colorat acest guvern, roșu, galben și verde, parcă, spunându-ne că, sau învățându-ne pe toți cum se va proceda în perioada următoare, câți copii o să înceapă noul an școlar fizic, câți copii o să rămână acasă, să lucreze online împreună cu părinții și așa mai departe. Am descoperit în acest proces de campanie o serie întreagă de nemulțumiri în zonele rurale, pentru că noi îl avem exemplu pe cel mai apropiat oraș sau cea mai apropiată localitate comună din județ, unde tot sistemul acesta informatic este bine pus la punct, copiii au acces la internet, dar nu ne-am gândit nicio clipă la ceea ce se întâmplă în comunele lăturalnice, în cătunele din județul Neamț, pentru că sunt extrem de multe zone unde nu este internet, unde copiii nu au acces la o tabletă, la un telefon de pe care să poată să acceseze prin acea formă de Zoom sau prin ce sistem se începe noul an școlar. Nu se pune întrebarea aceasta, ce fac acești copii, cum vor funcționa, cum vor începe noul an școlar, pentru că fiecare dintre noi am fost elevi, am văzut ce înseamnă să trăiești emoția, să fii elev la școală, să te întâlnești cu colegii, să iei contact cu clasa, cu elevi, cu profesorii și cu cadrele didactice. Și să nu vorbim mai departe ce facem în momentul în care luăm o pauză, cum mâncăm din același măr, cum mâncăm din aceeași bucată. Până la urmă, așa este modul de a colabora și de a comunica între elevi. Elevii sunt supuși acum unor pericole, pentru că nu se ține cont de absolut nimic. Sistemul de învățământ nu le oferă acestor copii grija, siguranța pentru începerea noului an școlar. Este o problemă generală, este o problemă națională, dar având în vedere că toți parcurgem o perioadă extrem de dificilă, atât la nivel național cât și global. Nu este nimic cunoscut din ceea ce va urma, dar sunt convinsă că începerea noului an școlar va aduce probleme grave în familiile noastre, în familiile elevilor, pentru că, Doamne ferește, să existe o pandemie într-o școală, acei copii vor merge acasă, unde vor lua contact cu bunicii, cu părinții și așa mai departe. Este îngrijorător, dar nu văd acest guvern ca să vină cu soluții pentru a putea fi îndepărtate aceste nereguli. Asta este motivul pentru care noi, Pro-România, considerăm că avem nevoie de proiecte și programe pentru toate categoriile sociale.
Pentru că vorbeați de rețeaua de încredere. Da, rețeaua de încredere este un program, de fapt este o aplicație care funcționează foarte bine și în alte țări și țări dezvoltate, cum ar fi Spania. Este o aplicație care funcționează la Barcelona de peste 5 ani de zile, cu mare succes. Dar noi suntem adepții și spuneam și mai devreme politicilor de centru, pentru că nu poți să ai grijă de o categorie socială în defavoarea altei categorii sociale. Este foarte adevărat, din punct de vedere politic, poți să conduci mai ușor atunci când pui cap în cap categoriile sociale. Eu cred că și seniorii au nevoie, în aceeași măsură, poate mai mare, și copiii au nevoie. Vorbim, de exemplu, la Piatra Neamț, lipsa de creșe. Această lipsă, chiar îmi spunea, am și înregistrat o doamnă, că și-a dus copilul la creșă și a fost refuzată pentru că s-a considerat că are destui bani ca să-și angajeze o bonă și să nu ocupe locul cuiva care nu are bani să ducă copilul la creșă, nu are venituri. Adică mi se pare o discriminare, așa ceva nu există. În perioada asta de pandemie am văzut cum se accentuează inechități la nivel de sisteme, la nivel de... Uitați-vă la sistemul educațional. Copiii din zonele rurale, mai ales zonele care nu sunt acoperite nici din punct de vedere al softului și nici al hardului, adică copiii nu au terminale mobile, sunt defavorizați în favoarea celor care locuiesc în zone urbane. Atunci când începe școala, școala începe și în urban și în rural, sub aceleași reguli și în aceleași condiții. Spuneam mai devreme despre categoriile sociale. Eu cred că societatea trebuie dezvoltată armonios în sensul în care, desigur, repet, avem nevoie de antreprenoriat pentru că banii vin până la urmă dintr-un sistem antreprenorial. Dar asta nu înseamnă că trebuie să-i neglijăm pe cei care au nevoie, într-adevăr, de ceea ce se cheamă sprijin social. Și aici mă refer la pensionari. Desigur, nu mă refer la cei care primesc ajutor social, n-aș vrea să se confunde și nu vor să se implice în ceea ce stă până la urmă în dreptul lor, munca pentru în folosul comunității. Pentru că toți acești asistați sociali ar trebui foarte bine triați și văzut cei care chiar pot munci și cei care nu pot munci. Avem un sistem și normal, este un sistem populist. Acum nu putem să punem doar în dreptul partidelor de stânga. Iată, merge foarte bine, mai ales în campanie electorală și în dreptul partidelor de dreapta. Sistemul populist de a transforma anumite categorii sociale într-o masă de manevră, mă refer la asistații sociali, care de obicei sunt foarte buni prieteni și merg la vot în interesul primarului în funcție, că așa se poartă de ani de zi. Pot să fac o corelație? Chiar îmi lipsea. O corelație. Avem în Parlament niște grupuri parlamentare care se comportă la fel ca și asistații sociali de la nivelul unei localități. Avem niște parlamentari, nu vreau să spun, sunt de la un grup al minorităților care de obicei votează cu guvernul în funcție. De ce? Pentru că le acordă niște facilități, niște avantaje. Așa că despre ce vorbim? Păi asta vreau să sugerez și eu. Vorbim despre o politică de stat deja. Asta care este un reper și pentru cei care fac politici locale. Cred că avem nevoie de o societate echilibrată, dar în același timp eu sunt pozitiv și mă gândesc dacă, desigur, vom învăța din această pandemie ce e greșit și ce e bine și să înțelegem că nu există niciodată doar alb și negru, există și gri și avem nevoie de multe ori de soluții de compromis într-o societate care totuși a stat 50 de ani în comunism și de 30 de ani stă în haos, pentru că oamenii s-au degradat, societatea s-a degradat purtând aceeași răspundere și politicienii, dar chiar și oamenii simpli.
Pentru că membrii unei comunități trebuie să înțeleagă că fără implicare în comunitate nu se va schimba nimic. Și ei sunt responsabili. Și acum va veni pe 27 momentul ca ei să sancționeze sau să sprijine ceea ce consideră ei. Dar participarea la vot este foarte importantă. Chiar și așa, în condițiile în care avem o pandemie, chiar și așa, în condițiile în care, știți bine, eu tot timpul am spus că nu e momentul să facem alegeri pe 27 septembrie, în condițiile în care avem peste 1000 de infectări pe zi. Dar dacă tot le facem și începerea școlii, și alegeri, haideți să le facem bine. Să nu mai aruncăm răspunderea de la unii la alții, fiecare în parte să înțelegem că suntem responsabili pentru noi și pentru aproapele nostru, aplicând aceste măsuri de prevenție în pandemie. Adică spălatul pe mâini, noi am plecat de la ideea cu mâinile curate. Desigur, și la propriu și la figurat. Dar deja în perioada asta vorbim mai mult de cu mâinile curate la propriu decât la figurat. Avem nevoie să respectăm aceste norme de igienă banale și obligatorii. Iar apropo de cu mâinile curate, să nu uităm că țara asta și-a dorit, mai ales poporul, domnule, fără penali în funcții publice. Ia câtă perpetuăm și încă avem penali în funcții publice, încă ei vorbesc și sunt mai vocali decât cei care, într-adevăr, au făcut politică mai bine, mai prost, dar măcar nu și-au băgat mâinile până la coate în banul public. Și vorbesc despre integritate și vorbesc absolut despre cheltuirea etică, deontologie, public, integritate, să oprim risipa banului public în condițiile în care tu stai de 6 ani într-o primărie și acum, hop, ți-ai dat seama că ai nevoie de acest stop la risipa banului public. Doamna Arcan, vorbeam acum câteva minute despre școli, cum sunt pregătite ele să înceapă anul școlar și, spunea domnul Liviu, cu mâinile curate, apă și săpun. Ori eu știu că în fiecare an, în județul Neamț, am avut școli care nu primeau autorizație pentru că sursa de apă nu corespundea din punct de vedere calitativ. Așa este. Ați întâlnit în județ acum, în campanie, lucruri de genul acesta? Toată perioada aceasta de campanie și mai mult decât atât, pe parcursul acestui mandat al meu de parlamentar, am primit nenumărate sesizări și reclamații în ceea ce înseamnă aceste aspecte. Aspecte tergiversate și perpetuate de-a lungul timpului de cei care conduc unitățile de învățământ, de cei care conduc inspectoratele școlare și nu în ultimul rând de autoritățile locale, cei care sunt direct implicați în acest sens. Este adevărat că peste 25% din școlile din județul Neamț nu au autorizație de funcționare și acest lucru trebuie urgent rezolvat. Și eu îmi pun întrebarea, ce fac aceste unități de învățământ ținând cont că ele nu sunt autorizate, cum își primesc copiii la școală, cum își desfășoară procesul de învățământ. Prețul este cu totul altul și pericolul este cu totul altul. Acum vorbim de vieți omenești. Nu mai vorbim de acele cazuri izolate, groaznice, care nu se întâmplă nici în India, în care au murit copii înecați în Haznaua de la WC-ul din Cucea. Deci nu vreau să mă duc aminte. Da, sunt cazuri și la noi. Asta sunt realitățile și trebuie să înțelegem, măcar acum în al 12-lea ceas, împinși de situația pe care a creat-o pandemia, să organizăm un sistem de educație care, în primul rând, pentru că până la urmă, ce e mai important pentru om? Calitatea vieții, securitatea copiilor noștri, securitatea noastră, astea sunt cele mai importante elemente. Atunci când un sistem nu ți asigură securitatea, îți dai seama în fiecare zi că de fapt ești expus pentru că nu ai un cadru foarte clar.
bâlbele politice, interesele politice de multe ori au compromis pur și simplu dreptul la viață. Așa este. Din păcate, asta este pura realitate pe care o avem și în care trăim cu toții. Domnul doctor, cum vedeți dumneavoastră? Aveți un program coerent la nivelul municipiului Piatra Neamț. Echitabil. Și echitabil. Pentru toate categoriile sociale, care propune o dezvoltare, mulți o să spună, echilibrată și rapidă. Exact. Echilibrată și rapidă. Cum vedeți multiplicându-se acest program la nivelul județului? Cred că e o chestiune foarte simplă. În primul rând, o dezvoltare coerentă a orașului, a municipiului Piatra Neamț, înseamnă și dezvoltarea zonei metropolitane, care, desigur, într-o formulă eficientă, nu doar o înșiruire de comune pe o hârtie și după aia să ne întrebăm, da, pe unde sunt comunele astea? Ne jucăm de-a compasul. Exact, punem compasul și vedem 20 ceva de kilometri. Cam așa s-a definit zona metropolitană. Eu cred că avem nevoie de repere, exemple și de sprijin. Insist, deși sunt dintr-un partid social-democrat și cred că România are mare nevoie de social-democrație, dar în același timp sprijin și cred că avem nevoie de un mare sprijin pentru antreprenoriat, pentru dezvoltarea economică a județului și acest lucru nu trebuie făcut doar demonstrativ, ci el trebuie să fie consolidat, eficient și să avem o economie puternică atât în municipii, în municipiile acestui județ, în orașe și în comune. Avem nevoie de exemple, avem nevoie de ceea ce se cheamă repere adevărat, adică măsuri care să stimuleze din punct de vedere social, economic și, desigur, vorbim aici de sistemul educațional de la care pleacă totul. Da, vorbeați de social-democrație, despre faptul că Pro-România este un partid social-democrat. Da. De ce credeți că social-democrații din Neamț nu mai apar Socialdemocrații din Neamț au luat-o pe un drum greșit. N-au înțeles că socialdemocrație nu înseamnă goș caviar, adică caviarul de stânga. Ei n-au înțeles că baroniada nu mai are ce căuta în România. Au nevoie de o reformă. Se pare că nu reușește să se reformeze. Continuă în același sistem, în același stil. Uitați-vă puțin în campanie electorală câți bani cum cad pe noi și pe dumneavoastră. Cad reclame, publicitate, într-un mod foarte agresiv. Toate astea costă niște bani. Deci în momentul în care îți permiți să arunci mai bine, cu banii ăștia făceau un ONG și ajutau măcar secvențial pe cineva. Este, deja avem un președinte de Consiliul Județean care mai are puțin și merge și pe tractor și pe combină, a mers pe utilaje, a zburat și pe, în vârful Ceahlăului. Deci lucrurile cred că deja devin și arogante și supărătoare pentru bunul simț al oamenilor. Revin, un partid social-democrat care și-a pierdut PSD-ul, care și-a pierdut direcția, care nu înțelege că trebuie să se reformeze și sunt convins că cei simpatizanții și cei care vor social-democrație vor ști să aleagă alternativa, de fapt, adevărata social-democrație modernă care este reprezentată de Pro-România. Electoratul este obosit. Am întâlnit foarte multe persoane care mi-au spus că am obosit să vă mai ascultăm, am obosit să vă mai privim, nu mai vrem să auzim de oameni politici, pentru că de-a lungul timpului am fost la vot, am dat votul cu încredere și până la urmă am rămas dezamăgiți. Este adevărat că nu există pădure fără uscături. Paleta oferte electorale este una extrem de mare, au de unde să aleagă, trebuie să fie aleși oameni în funcții de conducere și de decizie, oameni competenți, oameni cu principii,
sănătoase, oameni care doresc binele societății. Vorbiți aici despre candidații Pro-România. Partidul Pro-România este un partid social-democrat modern și sigur că suntem alternativa electoratului de stânga. Rugăm pe toți cetățenii din județul Neamț să meargă la vot, să aleagă dintre cei buni, cei mai buni, pe cei mai buni. Partidul Pro-România are candidați valoroși în județul Neamț, are o paletă foarte largă de femei, candidate la funcția de primar, de consilieri locali, oameni pregătiți, oameni competenți, foarte mulți oameni veniți de afară, din străinătate, unde au muncit 15-20 de ani și s-au hotărât să vină acasă, în România, în județul Neamț, să construiască ceva bun și benefic pentru cetățenii din comuna de unde dânsii sunt. Mergeți cu toții la vot. Pe noi, cei care suntem candidați la Consiliul Județean, la președinte Consiliul Județean, Emilie Arcan, pe poziția 2, pe consilierii județeni, poziția 2 și... Și poziția 1, desigur, la Piatra Neamț și Consiliul, să nu uităm, de tânăra echipă pe care o avem de consilieri. Și este esențial să fie cât mai mulți consilieri locali, consilieri județeni, pentru că doar așa se poate forma o echipă care să atace în continuare următoarele alegeri. Eu vă mulțumesc tare mult pentru participarea la emisiune, cu scuzele de rigoare pentru problemele tehnice de la începutul emisiunii și vă așteptăm în continuare. Nimic, vom recupera la vot ceea ce am pierdut azi în imagine. Eu sper să aveți de două ori, să recuperați de două ori ce s-a pierdut astăzi. Vă mulțumesc tare mult, cele bune, la revedere! Mulțumim și noi!